Cele 8 blocuri de pe pietonala Corvin vor fi reabilitate, iar contractul de finanțare a fost deja semnat, el urmând a fi realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu doar fațadele blocurilor vor fi reabilitate, ci și acoperișurile acestora vor fi montate, inclusiv stații de încărcare electrică în spatele imobilelor, iar proprietarii apartamentelor nu vor suporta niciun cost. Cenușiul predominant în zona centrală a orașului Hunedoara va fi dat uitării. După ce a fost amenajată pietonala Corvin, care atrage mii de hunedoreni, dar și vizitatori, acum a venit rândul blocurilor din această zonă să fie reabilitate și înfrumusețate. Deja avem finanțare și suntem în licitație cu cele 8 blocuri de pe pietonalul Corvin, unde întreaga clasă politică din opoziție, dar probabil și unii dintre colegii mei au spus: domnule primar, nu aveți cum să reușiți să le faceți decât prin banii asociațiilor de proprietari, adică a cetățenilor. Și am spus: domnilor, vă înșelați, o să reușesc. La momentul respectiv n-am știut unde luăm finanțare. Acum iată că am semnat deja pe PNRR contractul de finanțare pentru toate blocurile de pe pietonalul Corvin. Nu doar fațada, se va schimba întreg acoperișul, toată fațada învelopată, stații de încărcare pentru mașini în spatele blocurilor, va fi ceva foarte frumos, pentru că cunosc proiectul. Suportă oamenii... Nu suportă deloc. Deci nu plătesc absolut nimic pentru acest proiect. Am reușit să atragem finanțare europeană, așa cum a reușit pentru stadionul de la Hunedoara, finanțare guvernamentală, aici este vorba de finanțare europeană.